O grupare de români a înșelat 114 persoane din mai multe țări europene prin postarea de anunțuri fictive pe internet, prejudiciul fiind de 3 milioane de euro, anunță DIICOT. Conform Observator News, cercetările în acest caz au fost demarate în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Spania. În urmă cu 2 săptămâni, procurorii au efectuat 6 percheziții domiciliare la locuințele membrilor acestei grupări, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Conform unui comunicat al DIICO transmis luni, o grupare formată din mai mulți cetățeni români a fost implicată în postarea pe internet de anunțuri fictive, în vederea inducerii în eroare a mai multor persoane, până în prezent fiind identificate 114 din Polonia, Elveția, Portugalia, Germania și Grecia. În vederea obținerii sumelor de bani, au fost deschise conturi bancare care au fost ulterior folosite în vederea efectuării transferurilor de bani. În cauza a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, a fost descoperite și ridicate pentru continuarea cercetărilor diferite sisteme informatice. Activitățile au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al Inspectoratului Județean de Jandarmi, General de Brigadă Ștefan Buturez Vâlcea. La activități au participat 4 reprezentanți ai ambasadei Spaniei la București și ai autorităților din Spania, precum și un reprezentant al Europol, relatează observatornews.ro.